Zidiri în chipul crucii. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Luiza Barcan și vă invit să-mi fiți din nou alături în pelerinajul radiofonic prin județul Argeș. Astăzi, ca și în ediția trecută, ne oprim în vechiul sat Jupânești al comunei Mușcelene Coșești, unde, alături de biserica din lemn, cu hramul Înălțarea Domnului, dăinuie încă un lăcaș de închinare, clădit din zidărie în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Biserica de zid e ocrotită de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și de Sfântul Ioan Botezătorul. Istoria acestui monument, dar și frumoasa legendă de întemeiere, ce se păstrează vie în memoria oamenilor prezentului, ne sunt dezvăluite în minutele următoare de un fiu al Coșeștilor, etnologul Sorin Mazilescu, lector doctor la Universitatea din Pitești. Duminica trecută, poposind în satul Jupânești al comunei Coșești, aflam istoria uneia dintre cele mai frumoase biserici de lemn din țara românească, un monument de importanță națională din ce în ce mai cunoscut și mai vizitat în ultimii ani. Comuna Coșești, așezare cu oameni evlavioși și iubitori de tradiție, mai păstrează însă pe teritoriul său și alte biserici vechi. Una dintre ele, de data aceasta ridicată din zidărie la începutul secolului al XIX-lea, tot în satul Jupânești, dă mărturie despre credința și vocația de ctitori a înaintașilor noștri. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, pe care o vom cunoaște astăzi, se află pe partea stângă a drumului ce leagă satul Valea Nandrii de satele Priseaca și Gănești, așezate pe malul drept al râului Doamnei, la poalele dealului Mare. Fiul al comunei Coșești, domnul Sorin Mazilescu, invitatul acestei ediții a emisiunii Zidiri în chipul crucii, un etnolog pasionat de trecutul zonei natale, a cercetat istoria acestui monument eclezial, înscris în lista monumentelor istorice la categoria B. Și pentru că zona Mușcelului, bogată în tradiții și în vechi legende, a suscitat de-a lungul timpului interesul sporit al etnologilor, aflăm că și în jurul Bisericii Sfinții Arhangheli există o pilduitoare legendă de întemeiere pe care ne-o dezvăluie în continuare domnul Sorin Mazilescu. Această biserică este destul de mică, iar oamenii au simțit nevoia să mai realizeze o biserică. Era un trend în vremea respectivă, dacă aș putea spune, să se construiască, începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, să se construiască biserici de zid, și locuitorii satului Jupânești, comunei Jupânești din vremea respectivă, un alt om foarte, foarte important, tot un grec, Ioniță Eneotu, ia această decizie în 1939 de a construi o altă biserică în satul Jupânești, la câteva sute de metri de biserica veche din lemn. Numai că el nu apucă acest lucru, pentru că de ce, și aici mă refer la o legendă foarte interesantă, un haiduc, de fapt un bandit, cum îi spuneau, de-ai locului, din satul Gănești, află că acesta a strâns bani necesari pentru construcția unei biserici și într-o noapte îl vizitează, dacă aș putea spune, îl schinjuiește, îl pică cu seu de oaie și așa mai departe, topit, îl arde, îi arde tot trupul, să spună unde are acești bani. Numai că acest titor, dacă am putea spune, pentru că el este menționat, chiar dacă ulterior biserica a fost construită de fiul lui, nu spune acest lucru. De ce? Pentru că el și-a dat seama că în zonă mișună, dacă am putea spune, foarte mulți oameni care doresc să intre în posesia banilor pe care el i-a strâns în a ridica biserica de la Jupânești, și într-o butie, într-o zăcătoare cu fund dublu, reușește să-i pună un fund dublu și acolo el ascunde acești bani, bani de care nu a știut decât fiul lui. În dimineața următoare este găsit de familia lui, povestește istoria orală, dacă oamenii din sat, profesorul Cicioreanu Georgescu sau Ion Ceflorea, cel care a scris și monografia satului Jupânești, că oamenii locului au tăiat repede două oi, l-au îmbrăcat în pielea acestor oi ca să mai atenueze din rănile pe care banditul i le făcuse, numai că la câteva zile acesta moare. Ei, dar n-a spus unde sunt banii. Nu a spus unde sunt banii, asta a fost important, iar fiul acestuia a considerat că tatăl său, Barbu Eneotu,
merită o astfel de răsplată. Fiul acestuia, Ionită Eneotu, între 1840 și 1844, construiește la Jupânești o biserică, o biserică de piatră, o biserică de zid. Este monument de categoria B, clasat la noi, pe moșia care în vremea respectivă se numea Valea Hotarului. La fel ca și Biserica de Lemn din Jupânești, cea ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea a fost remarcată de istoricii de artă. Ioana Cristache Panait observă într-un studiu dedicat bisericilor de lemn din țara românească faptul că în zona Coșeștilor, încă din secolul al XVIII-lea, bisericile de zid încep să le înlocuiască pe cele de lemn și dă ca exemplu lăcașul de închinare ctitorit la Petrești în 1775 de Partenie Ieromonahul, precum și biserica zidită la Lupșani de Iordache Brătianu împreună cu sătenii. Autoarea studiului își exprimă aprecierea pentru grija pe care o au creștinii din Jupânești față de biserica veche din lemn, pe care o păstrează chiar dacă între anii 1839-1843 cea din zid se înalță ca o ctitorie de boiernași, venind să o dubleze pe cea ridicată de înaintași. Din fericire, faptul nu a adus cu sine aici sfârșitul celei vechi din cimitir de lemn, ea continuându-și dăinuirea în folosul părții din vale a satului și câștigul artei românești. Am încheiat citatul. Ioana Cristache Panait semnala, de asemenea în studiul său, prezența în interiorul bisericii de zid a unor icoane zugrăvite de Voicu din Pitești. Păstrată în bună stare de conservare, biserica de zid cu hramurile Sfinții Arhanghel și Sfântul Ioan Botezătorul din satul Jupânești al comunei Coșești, are intactă și pisania, document de consacrare a lăcașului. Domnul Sorin Mazilescu ne dezvăluie în continuare conținutul acestei pisanii, scrisă cu litere chirilice deasupra ușii de intrare în biserică. Cu vrerea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, treimea cea de o ființă, ridicată se așează Sfântă și Dumnezeiască Biserică din temelie într-o cinstirea și pomenirea Sfinților Voievozi Mihail și Gavril și a Sfântului Ioan Botezătorul, al căruia este și hramul. Începându-se acest lăcaș la anul 1840 și neterminându-se de răposatul Barbă Eneotu și trebuind a săvârși, și-a dat oșteșcul sfârșit la 1839. A fost terminată de fiul pomenitului răposat Ioniță Eneotu cu soția sa Sultana. Acest sfânt lăcaș este așezat pe moșia numitului postelnic Barbu, moșie ce se cheamă Valea Hotarului. Se lasă danie Sfintei Biserici de domnul Ioniță și răposatul postelnic Barbu, ajutați de popa Ion Eneotu, sora sa Maria Eneotu Diaconeasa, popa Ion Duhovnicu, popa Coman, Toma Diaconu, Dumitru Diaconu, Mincă Văleanu, Stan Văleanu, zidindu-se în zilele domnului nostru Alexandru Dimitrie Chir Voievod la 1844. Aceasta este pisania scrisă în chirilică la intrarea în biserică. Biserica zidită la Jupânești Coșești de Ioniță și Sultana, fiul și soția lui Barbu Eneotul, are formă de navă cu o singură turlă așezată peste naos pe o bază cubică și de formă octogonală în partea superioară, prevăzută cu 8 ferestre înalte și înguste. Planul lăcașului, alcătuit din altar semicircular la interior și poligonal la exterior, naos, pronaos și un pridvor decroșat care pare să fi fost la un moment dat refăcut, susținut pe 6 stâlpi masivi din zidărie. Altarul e prevăzut cu 2 ferestre, una în axul central și o a doua mai mică în dreptul proscomidiarului. Între Sfântul Altar și naos, catapeteasma de zid este împodobită cu 3 registre de icoane. Trecerea din naos în pronaos se face printre 2 coloane cu capiteluri, ce delimitează un spațiu central de acces și încă 2 spații laterale. De formă dreptunghiulară, pronaosul este acoperit cu o boltă sferică și are 2 ferestre pe laturile de sud și de nord. Domnul Sorin Mazilescu ne oferă și alte detalii legate de arhitectura bisericii de zid din Jupânești, pe care o compară cu cea mai vechi biserici din lemn, subliniind asupra grijii ctitorilor față de dăinuirea lăcașului pe care ei îl închină lui Dumnezeu. Această biserică, ea este intitulată în lumea locală Biserica cea Nouă, ca să facă totuși diferența, pentru că în biserica de lemn nu se mai fac slujbe decât de Crăciun și de Paști și în mormântări.
ale oamenilor din partea de jos a satului, care țin de această biserică. Restul slujbele duminicale și toate sărbătorile se fac la biserica cea nouă. Biserica, formă de navă, are o singură turlă, cea de la Jupânești, e pătrată la bază și octogonală în partea superioară, are 8 ferestre înguste și înalte. Eu vreau să vă fac o paralelă și cu biserica cea veche, pentru că fiecare fereastră a bisericii de lemn se termină cu un cap de cal. Iată, vedeți, simbolul cabalin care exista și în vremea respectivă, el se transformă ulterior, iar fiecare fereastră și acest cap de cal sunt lucrate de către un alt meșter, pentru că are o altă structură, o altă formă. Fiecare meșter a reușit să-și imprime valoarea, să-și imprime imaginația. Același lucru se întâmplă și aici, fiecare fereastră are câte ceva specific. Naosul are o cupolă foarte înaltă, este prevăzut cu 2 ferestre mici pe laturile exterioare, iar între naos și pronaosul acestei biserici de la Jupânești se interpun 2 coloane cu capiteluri. Ce este iarăși foarte interesant în această biserică, cele 6 ferestre exterioare se sprijină pe 6 stâlpi masivi. Aici este, și vă spuneam, oamenii, cei care au construit-o s-au gândit foarte, foarte bine să o ancoreze. Marea majoritate a bisericilor vremii aveau la temelie trunchi de stejar, ca și biserica de la Retevăiești 1795, trunchi de stejar puși de așa natură încât să preia tremurul cu tremurului și aceste biserici să nu se derâme. Deci, iată, oamenii aveau o viziune extraordinară în momentul când construiau o biserică, tocmai pentru că se gândeau că din cauza unui cutremur biserica putea să se dărâme foarte ușor și de aceea la fiecare fereastră există câte un astfel de stâlp de susținere, tocmai pentru a o ancora atât de bine biserica și de a dăinui în timp. Vedeți, aici sunt lucrurile. Biserica trebuia să dăinuiască în timp. Nu era făcută pentru 5, pentru 10, ci pentru sute de ani. Aici era ideea, vedeți, și aici este ideea celor care au construit aceste monumente de arhitectură, monumente monahale de pe Valea Râului Doamnei, pentru că aveau o gândire în viitor. Ei își dădeau foarte bine seama de necesitatea și rolul pe care îl are o biserică în comunitatea locală. Biserica a fost declarată după 1990 monument de categoria B, cum vă spuneam, și până în 1990 s-au făcut intervenții și asupra picturii, a fost repictată, dar ce este interesant, a fost repictată, au fost scoși și puși în valoare tot sfinții pe care comunitatea respectivă îi avea. Și vreau să vă spun, numai pe frontispiciu sunt pictați Sfântul Gheorghe și Sfântul Dimitrie, pe frontispiciu unul de-a stânga și unul de-a dreapta, iar în mijloc este scris anul 1844, vedeți, dacă am putea spune, 2 sfinți martiri, 2 sfinți soldați. Deci, iată, trebuie să gândim și să vedem până unde au mers oamenii respectivi, că nu întâmplător au așezat chiar pe frontispiciu acest lucru. Vedeți, tot în cinstea lui Barbeneotu, pentru că el s-a jertfit, a fost un martir, pentru că n-a spus unde sunt acești bani. Probabil dacă el ar fi spus unde sunt acești bani, cu siguranță biserica nu mai exista, pentru că fiul lui Ioniță Eneotu nu mai avea banii necesari să o ridice. Nu se păstrează foarte multe date documentare despre Biserica de Zid de la Jupânești, un monument care a rezistat timpului și în care s-a slujit continuu. Dintr-un anuar din anul 1909 aflăm numele a 2 preoți slujitori ai Lăcașului. Părintele Marinescu Ion, născut chiar în anul când se târnosea această biserică, în 1844, și părintele Bucurescu Ioan, născut în 1849. La acea dată, Jupâneștiul era un cătun cu 200 de familii. În prezent, la Biserica Sfinții Arhangheli din Jupânești, slujește părintele Daniel Mazilu. În continuare, etnologul Sorin Mazilescu ne vorbește despre hramurile acestui lăcaș și despre un frumos obicei din zonă păstrat până în zilele noastre. Biserica de la Jupânești are nu numai un singur hram, ea are, dacă am putea spune, ca și alte biserici, mai multe hramuri. Ea are Sfânta Paraschiva, Sfinții Voievozi, Sfântul Ioan Botezătorul. De regulă, cam toate bisericile de pe Valea Râului Doamnei au cam 3 hramuri, toate aceste biserici. De ce? Pentru că la fiecare hram
se făcea și s-a păstrat, iată, din vremea respectivă, pomenire, și nu numai pomenirea în sine, ci faptul că toată suflarea satului respectiv se aduna la o masă de obște. Lucrurile acestea s-au păstrat până în zilele de astăzi. Și vă dau un exemplu, biserica vecină din satul Leicești, care de Sfânta Paraschiva, pe 14 octombrie, a sărbătorit 150 de ani de la târnosire și are tot trei hramuri, Sfinții Împărați, Constantin și Elena, Sfântul Nicolae și Sfânta Paraschiva. La fiecare hram, iată, se face această pomenire și o masă de obște. Nu întâmplător vin aceste reminiscențe din vremea respectivă. De ce? Pentru că oamenii simțeau nevoia să se adune cu toții, să comunice, să își spună păsurile. Chiar dacă, vedeți, și societatea din ziua de astăzi este singulară, oamenii se răcesc unii de alții. O astfel de masă nu face decât să-i adune. Și aș vrea să fac o paranteză. La Galeșul de Argeș, comuna Brăduleț de astăzi, în prima zi și a doua zi de Paște, întotdeauna de zeci, de sute de ani, nimeni nu se știe, eu am scris despre acest lucru, este masa împăcării, așa se numește, este cea mai reprezentativă masă din județul Argeș, unde absolut, deci nu cine dorește, acolo este obligatoriu ca absolut tot satul să participe la această masă. Țin minte, anul acesta, de 8 aprilie, când a fost sărbătoarea pascală, câte tuciuri de mâncare, în total 24 de tuciuri de mâncare pentru cei peste 1000 și de locuitori, pentru că nu numai oamenii satului, ci cei care s-au căsătorit în alte localități, au venit cu noua familie și absolut toți oamenii se strâng și mănâncă la această masă de obște. Conștienți de comorile spirituale și culturale ale satului Jupânești, al doilea ca vechime dintre cele 7 comune ale comunei Coșești, părintele paroh Daniel Mazilu, împreună cu profesorul de istorie Cicerone Georgescu, s-au străduit și au reușit să înființeze un muzeu etnografic chiar în clopotnița bisericii de zid cu hramurile Sfinții Arhangheli și Sfântul Ioan Botezătorul. Dorința lor de a păstra moștenirea înaintașilor a fost remarcată în anul 2005, într-un frumos articol intitulat Muzeul din satul Muzeu și publicat de Ilie Purcaru în suplimentul de cultură al ziarului Economistul. În încheierea ediției de astăzi, invitatul meu, domnul Sorin Mazilescu, ne citește un fragment din acest articol. Ca să-l alcătuiască, profesorul Cicerone Georgescu s-a angajat ca cercetător pelerin în veritabile expediții de arheologie etnografică, poposind pe la porțile bătrâne, culegând de aici un ax străvechi, o fotografie de epocă sau un bronz imperial roman, de colo un os de jidov, de uriaș în credința babelor, de fapt de animalul preistoric de dincolo, o Biblie din 1856, o Alexandrie în slavonește, o sabie și o pușcă din 1877 și altele multele alte încă. Mândria sunt piesele arheologice, între care un fildeș de mamut, vechi de cel puțin 4-5 milioane de ani, două măsele de mamut, un ciocan de mână perforat din Neoliticul târziu, apoi o bucată colecție numismatică, medalii și icoane vechi, la care se vor adăuga veșminte de epocă, arme, unelte, războaie de țesut, lăzi de zestre, un întreg și amplu inventar domestic, cum și pipe, chimire, ceasuri. Tânărul paroh, preotul Daniel Mazilu, i-a pus la dispoziție aici, în noua clopotniță, două încăperi, încă în curs de amenajare și încă după toate semnele zgârcite pentru comorile adunate de profesor. De domnia sa și de alții, fii ai satului care desigur s-au despărțit cu ele cu greu, dar cu dragoste pentru țărâna ce i-a iscat. Este cazul domnului Nicolae Șerbănescu, economist, reputat numismat, care trăiește în București și care a adunat așezământului din Jupânești, albume, decorații, monede. De așa vrem se învredniciră muzeul profesorului Georgescu, fiind o dovadă jupâneștii prin oamenii lui. Iată articol publicat în 3 noiembrie 2005, în numărul 341, acum lucrurile stau mult mai bine, această clopotniță a fost finalizată, muzeul este splendoare, are o icoană de patrimoniu care a fost pitită în timpul celui de-al doilea război mondial, tocmai pentru că se știa în vremea respectivă și prin aceste locuri au trecut armatele hitleriste și cam luau absolut tot ceea ce întâlneau. Această icoană a reușit să fie pitită de către preotul paroh din vremea respectivă și descoperită după 1990.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Zidiri în chipul crucii, dedicate Bisericii de zi din satul Jupânești, comuna Coșești. Ne revedem peste o săptămână, când vom cunoaște și alte monumente ecleziale din această zonă, împreună cu etnologul Sorin Mazilescu. Sunt Luisa Barcan și până la întâlnirea noastră de duminica viitoare, vă doresc o săptămână binecuvântată!